Scandalurile se țin lanț pe șantierul controversat de pe strada Eugen Coca. Mai mulți oameni care locuiesc în zonă au filmat cum de pe blocul aflat în construcție cad materiale de construcție. Oamenii sunt disperați și spun că le este frică să meargă pe drum. Ужас. Imaginile au fost surprinse miercuri seara de locatarii din zonă. Ei spun că au încercat în zadar să discute cu muncitorii și administratorul companiei de construcții. Au început să le strâng, să le arunce, au făcut un praf și făceau un pericol pentru casele din vecinătate. De ce pericol? Pentru că ei n-au păstrat, când construcția s-a început să o facă, nu s-au păstrat distanțele dintre vecini. Locatarii au depus o sesizare la Agenția pentru Supraveghere Tehnică, iar directorul interimar al instituției, Ion Curmei, ne-a spus că inspectorii vor merge la fața locului. Oamenii spun că sunt terorizați de patronul companiei de construcții. Olga Belanuchkina s-a ales cu mașina evacuată după ce o parcase pe drumul spre șantier. Proprietarii spun că au fost bruscați de polițiști. Алло, что вы делаете? Вы машину сломали, оставьте в покое. Ofițerul de presă al INSP, Natalia Golovko, ne-a spus că proprietarul mașinii a refuzat să se prezinte și a opus rezistență. Никому эта машина не мешала. Она здесь 20 лет припаркована. Locatarii din zonă i-au sărit în apărarea femeii. Когда спросили полицейских в базе чего, они сначала не сказали так, что да, нас вызвал Толмацкий, потому что нельзя проехать туда. Radu Talmaschi, proprietarul companiei care construiește blocul, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Șoferul mașinii evacuate a depus plângeri la procuratură și la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție pe numele polițiștilor care au intervenit în noaptea trecută. Blocul de pe strada Eugen Coca se construiește în baza unei autorizații emise tacit prin hotărâre judecătorească. În 2019, edilul capitalei a asistat lucrările, dar firma a atacat decizia în instanță și a avut câștig de cauză. Avocatul companiei de construcții susține că toate actele sunt în regulă. Clientul meu a construit clădirea dată conform legii, în baza actelor obținute din partea primăriei. Deci compania deține și un certificat de urbanism și deține un proiect de execuție.